De înălțarea Domnului îi comemorăm pe toți cei care au contribuit la dobândirea independenței, la realizarea unității statului și apărarea constantă a libertății în istoria poporului nostru. Pomenirea eroilor români în cea de-a 40-a zi de la Sfintele Paște a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920 și consfințită ulterior prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a fost proclamată Sărbătoare Națională Bisericească. Joia aceasta, la ora 12, clopotele bisericilor ortodoxe din Patriarhia Română vor fi trase în semn de veșnică pomenire pentru eroii care s-au jertfit pentru popor, credință și țară. În semn de prețuire și recunoștință memoriei tuturor eroilor români, primul hram al Catedralei Naționale a fost închinat înălțării Domnului Ziua Eroilor. Cel de-al doilea hram al lăcașului de cult este sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României.